În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Într-un cuvânt am atins și finalul postului, dacă e să spunem așa, a sărbătorii sau a praznicului împărătesc numit Nașterea Mântuitorului Iisus Hristos. În tradiția populară Crăciun, dar n-are nicio treabă Crăciunul cu taina nașterii. Crăciunul e cu treaba lui, cu tradițiile și folclorul, cu obiceiurile și cu datinile, iar nașterea este cu taina întrupării, cu taina coborârii lui Dumnezeu la oameni și cu mântuirea neamului omenesc. Dacă ar fi să ne concentrăm și să facem o referință la Evanghelia de astăzi, sigur toți cei care au stat la liturghie în biserică ați fost surprinși că s-a citit o înșiruire de nume. Cutare l-a născut pe cutare, cutare l-a născut pe cutare. Și apoi ați auzit așa, că până la David sunt 14 neamuri. Că de la David până la strămutarea în Babilon sunt 14 neamuri. Și la strămutarea în Babilon până la Hristos sunt 14 neamuri. Da. Cineva ar putea să întrebe, și ce mă interesează? La ce mi-ajută? Ei, aflați că așa cum noi existăm astăzi pe pământ, cu multe impresii și păreri pe noi, și la vremea când a venit Mântuitorul Iisus Hristos în lume, erau multe impresii și păreri despre El. Și ca să înțelegem sensul Evangheliei de astăzi, ar trebui să înțelegem sensul pentru care Evanghelistul s-a gândit. Pentru că o găsim în două moduri. O găsim în mod profetic la Luca, iar în modul acesta genealogic, de la Hristos și până la Adam, o găsim la Matei. De ce trebuia oare scrisă și de două ori? De ce trebuia văzută? Pentru că a lui Luca se termină la David. Vrea să arate, cum spune psalmistul David, că din scaunul tău voi pune, deci împărat în veac, deci din rodul tău voi pune pe scaunul tău. Așa e cuvântul psalmistului. Dar eu nu aici vreau să mă opresc. Când s-a născut pruncul, o să vedeți de-a lungul sărbătorilor acum a nașterii, cele trei zile de sărbătoare, evanghelii diferite, ceasurile împărătești, marți. O să vedeți că a fost mare vâltoare, mare foială, mare mișcare. Se scindau două iere. Iera până la Hristos și iera de la Hristos. Începeau două timpuri. Începea timpul Vechiului Testament și se pecetluia prin tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul și începea epoca lui Hristos sau era noastră, cum spunem noi, de la Hristos, care începe cu Hristos și se termină cu Hristos. Deci pe aici această eră nu mai are altă schimbare. Eu sunt Alfa și Omega și începutul și sfârșitul. Dar controversele umane au împins lucrurile cam departe. Mai întâi, o să vedeți cum, vă puteți uita acolo că-s desenați, cum magii vin de departe să vadă cine-i pruncul împărat. Vin magii de departe să vadă cine este steaua aceea călăuzitoare ce merge spre un împărat profețit. Cezaru, Irod, stăpânul, pune să se taie pruncii, ca nu cumva cineva să-i primejdească împărăția. Cheamă cititorii în stele, cheamă pe cei ce știau legea veche, să vadă cine e acela care primejdește tronul, pentru că avea trei fii. Și totuși, undeva în Betleem, care înseamnă casa pâinii, iar dacă citești în arabă înseamnă carne,
ca să vedeți că cuvântul trup s-a făcut, adică și carne s-a făcut și pâine. Deci același cuvânt Betleem, dar rostit în arabă într-un fel și în evreiește într-un fel, odată înseamnă pâine și odată carne. Hristos s-a făcut cu trup de carne, iar în Noul Testament cu pâine în carne. Deci iată un mod ascuns de a citi epicleza, deci și de-a lungul istoriei Vechiului Testament, în chip neștiut și necunoscut și nu la întâmplare, pentru că atunci când s-au făcut minunile în cer și pe pământ, să țineți minte lucrul ăsta, toate lucrurile noi le spunem pe pământ că au o logică. Dar Dumnezeu au un logos. Un fir de praf din fundul mării, dacă s-a creat, Dumnezeu știe de el. Și toate au lege, cum spune Sfântul Vasile cel Mare la Exaimeron, și niciunul nu trece legea sa, ci așteaptă porunca care i s-a dat. Această controversă a nașterii lui Iisus l-a făcut la 40 de zile și pe Simeon să spună pentru prima dată. Acesta este spre ridicarea și căderea multora din Israel. Vedeți? Deci nu știau cine e Hristos. Acest nume Hristos a întors și a răvășit toată istoria. A venit să schimbe sensul lucrurilor. A venit să nu-și mai scoată oamenii ochii, că așa spunea, ochi pentru ochi. A venit să nu-și mai rupă oamenii dinții, dinte pentru dinte. Viață pentru viață. Omorai, erai omorât. Greșeai, erai omorât. Hristos vine să schimbe aceste canibalisme care la rândul și la vremea lor au avut rostul și rolul lor. Iar cei ce nu înțeleg Vechiul Testament, și sunt mulți din cei care suntem azi la predică în biserică, citiți Vechiul Testament și poate puteți spune așa, Doamne, dar ce Dumnezeu sângeros, Doamne, dar câtă crimă, câtă pedeapsă, câtă sabie, cât război, pentru ce toate acestea? Unde-i bunătatea lui Dumnezeu? Ei, vedeți? Tocmai aici este esența venirii lui Hristos în lume. Să curme aceste vărsări de sânge și cum spunea un mare teolog rus, Homiakov, noi am căzut singuri, dar nu ne-am mai putut ridica singuri, pentru că dracu a dus atât de cumplit război cu noi, încât de n-ar fi venit Hristos să ne mântuiască și de n-ar fi venit să se jertfească pe cruce, oamenii s-ar fi omorât, poate până pământul ar fi rămas gol. Pentru că noi ne batem în idei și principii, noi ne batem în dogme și expresii, iar Dumnezeu cere un război al virtuților. Auzi ce spune Hristos? Eu am venit ca lumea să aibă viață, auzi, viață, nu moarte, și să o aibă din belșug. Eu am venit ca lumea să aibă și mai mult să aibă. Deci iată, mai mult decât belșug, mai mult decât viață, ce să aibă? Viață veșnică. Adică să nu moară niciodată. Sigur că și Hristos s-a întâlnit cu moartea. Deci dacă ne luăm după Vechiul Testament, Hristos poate părea mai mic ca Ilie, care n-a gustat moartea niciodată, ce a fost răpit la cer. Cum adică un sfânt pământesc să fie răpit cu carul de foc la cer? Și Fiul lui Dumnezeu să treacă prin moarte. De ce-o fi ocolit Ilie moartea? Cu ce-o fi plăcut lui Dumnezeu de l-a strecurat de ceasul morții? L-a lăsat ca martor să vadă ce au înțeles creștinii Noului Testament din sensul dat morții de Fiul lui Dumnezeu. Pentru că moartea pe care am întâlnit-o noi în Vechiul Testament este searbădă, ateie, crudă, slabă, neputincioasă, ucide și putrezește, iar moartea în Hristos naște virtute. În Adam toți mor, dar în Hristos toți înviază. De aceea spune și Apostolul Pavel, gura de foc a bisericii, că nu-i pot spune altfel, dacă Hristos n-ar fi înviat, credința noastră ar fi fost zadarnică. Pentru iudei, sminteală, pentru păgâni nebunie. Cum, Doamne, să mor și să înviez? Dar n-am dus noi atâtea războaie, n-am îngropat noi
grop comune, mii de oameni. Cine a mai înviat? O filozofie bolnavă. O prostie. Cum să crezi în asemenea inepții? Și totuși Hristos a demonstrat că moartea este biruită prin viața cea veșnică. Prin întâlnirea cu Dumnezeu. De ce spuneam Vechiul Testament că omul nu-L poate vedea pe Dumnezeu, că dacă îi vede fața moare. Tocmai de aceea Moise, cum spune Grigore de Nisa, a văzut spatele lui Dumnezeu. Vârful contemplației, măsura convorbirii omului cu Dumnezeu prin minte și prin inimă. Și totuși Hristos vine și să arată nouă întreg, om adevărat și Dumnezeu adevărat. Și noi îl vedem și nu murim. De ce? Pentru că moartea cea schiloadă și atee moare, este ucisă de moartea cea duhovnicească, care înseamnă somn și întâlnire cu Hristos. Mutatul te-ai la viață, fiind Maica vieții. Asta e moartea cea adevărată. Plenitudinea cu care Maica Domnului primește puterea Duhului Sfânt în totalitate, până la curățirea de păcatul strămoșesc, un simbol total al botezului în Vechiul Testament. Plenitudinea cu care puterea celui preanalt stă peste ea, o umbrește, depășește măsura cu care mistici ajung la măsura cunoașterii și vederii lui Dumnezeu, ea vorbește direct cu El, iată roaba Domnului, și puterea de euharistie în care trupul nu-ți devine locaș numai sfințit, ci biserică vie și rai cuvântător. Deci vedeți ce putere e această femeie? De a fi biserică vie și rai cuvântător. Iată, aceasta controversează toată istoria Vechiului Testament. Și încep exploziile de ură. După ce omoară pruncele de la 2 ani și mai jos, bineînțeles, nu o să intrăm în niște esențe, ajungem noi la momentul potrivit, în sărbătorile potrivite. Vine vremea când iudeii spun, ce nu știm noi pe fiul Mariei și al lui Iisus din Nazaret, și al lui Iosif din Nazaret, al lui Teslar? Vine expresia acelui Natanael care spune, poate să iasă ceva bun din Nazaret? Deci iată, câte idei despre Iisus Hristos. Și atunci, apostolii și evangheliștii s-au simțit nevoiți să caute o rădăcină a lui Dumnezeu, dar una adevărată. Aici însă lucrurile s-au complicat. Ați văzut în investigații de caz, când mergi pe fir, sau ca să vorbim așa pe directe, când te duci să lucrezi la ochii albaștri, trebuie să-ți vadă toate neamurile, cât sunt stâmpiți, cât sunt sănătoși, cât sunt turnători, cât nu, sau ce nație poartă și ce cazier au, iată că aici lucrurile s-au complicat mai adânc. Veneau neamuri de pe două linii, din cer și de pe pământ. Mai mare bulversare! Cine este acesta Fiul lui Dumnezeu? Cum se numește el Fiul lui Avram când n-are nici 30 de ani? Cum spune el, părintele meu David? Toți se mirau ce este cu omul acesta. Și atunci, spun Sfinții Părinți, într-o odă, un imn al marelui Efrem Siru, marele cântător de Dumnezeu, vioara Duhului Sfânt. De mă uit în cer, ești neam cu Dumnezeu. Vii direct din Tatăl, Cel care toate le-a făcut prin cuvântul Tău. De mă uit din mamă, văd că ești din femeie care n-are nimic pământesc și-i mireasa lui Dumnezeu. Cu mamă pământească și cu tată dumnezeesc, ce aș putea să-și cer? Ce aș putea să cred? Ce aș putea să spun? Ce aș putea să te rog
decât să strig, slavă ție Dumnezeul meu. Deci vedeți cine-i Dumnezeu? Deci până și în imnografia Sfinților Părinți este recunoscut ca Dumnezeu, pentru că nu ai ce să spui despre El. Nu ai ce să vorbești. Din Tată mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat. Din mamă, om sub vremi. Și cum vă spuneam și altă dată, ce fel de mamă? La prima vedere când te uiți, o fecioară care la nici 15 ani umblă cu un bătrân de 90 de ani și ai putea o bănui oricând de incest și ai putea o ucide cu pietre. Modestă, flămândă, obosită, vlăguită, fugară, tremurândă, de frica celor ce vreau să ucidă pruncul. Străbătând Betleemul Iudeii pentru a se înscrie la recensământ. Și vedeți, aici e marea taină. Oamenii nu înțeleg și nu pricep. De aceea spune Chiril al Alexandriei, nu-i fac loc în casa lor, ci îl trimit pe Dumnezeu acolo unde s-a sălășluit dintr-un început, în mijlocul creației sale, între boi, oi și dobitoace. Oare de ce lucru acesta? Oare de ce tocmai taina aceasta? Ca să-l poată preînchipui pe Adam cel dintâi, care stătea la sfat cu Dumnezeu și numea pe toate dobitoacele cu numele lor și Dumnezeu vedeau că erau toate bune și bune foarte. Acele de atunci se închinau omului ca rege al creației, acestea de acum încălzeau cu botul pe cel ce le-a creat, pe stăpânul tuturor. Naște în iesle oilor, pe stăpânul tuturor. Deci vedeți, niște taine care depășesc limita au venit în schimb ce? O a doua etapă de oameni, de care nu e lipsită societatea niciodată, bârfitorii, gnosticii, ereticii, sectarii și cei ce scriu contra lui Dumnezeu, cei care au contrafăcut Evanghelii, cei care au contrafăcut scrieri, și fie ne cu iertare, că și până în zilele noastre, când Hristos e însurat și avea familie, când Hristos, dacă citim cărțile și experiem tabloul lui Leonardo da Vinci, îl găsim pe Ioan lângă el, sprijinit cu capul pe piept și incriminat Mântuitorul de lucruri nefirești. Deci asta e mintea lumii. Și atunci a fost nevoie de acest evanghelist care să vină să ne spună cine este Iisus Hristos. Pe linie profețească Luca ne spune sceptru din Iuda și stea din Iacov. Pe linia mateită vine și ne spune că este din seminția lui David, de 3 ori câte 14 neamuri, și El este într-adevăr Mântuitorul lumii, așa cum au spus profeții lui Luca. Profeții în Evanghelia lui Luca. De ce v-am amintit lucrurile acestea? V-aș da ca o meditație simplă pentru acasă să vă gândiți la altceva. Faceți-vă un pomelnic personal și treceți-vă 3-4 generații înapoi de la bunicii voștri. Și încercați să cercetați arhivele, măcar până la 1700 sau 600, să vedeți cine vă sunt codescendenții, cei care au murit. Bunic, străbunic, mama lui străbunicu, bunicul lui străbunicu și străbunicul lui străbunicu. Și o să vedeți că veți strânge neputincioși din umeri și veți spune, nu îi știu, cu tot neamul lor cel adormit. Ei, vedeți, așa s-a crezut cândva că și acest Iisus Hristos se va pierde în istorie ca un nume oarecare, dar unul Gamaliel, mare înțelept și mare luminat, le-a spus celor ce se împotriveau. Fraților, să nu ne punem de-a curmezișul în fața lui Dumnezeu. Au mai fost și alți învățători greșiți și au vorbit vrute și nevrute. Dacă au fost de la oameni, s-au spulberat.
Dacă va fi de la Dumnezeu, nu-i veți putea sta împotrivă, dar nici nu încercați să vă puneți împotriva lui Dumnezeu. Și iată totuși că după 2000 de ani, deschizând Evanghelia, găsim scris la Evanghelistul Matei următorul lucru. Așadar, toate neamurile de la Avram, auzi ce frumos, și de ce începe cu Avram? O să spuneți de ce n-a mers până la Adam. Începe cu Avram pentru că Avram este primul om care a făcut legământ cu Dumnezeu, preînchipuirea unui botez, acea tăiere împrejur, era semnul prin care Dumnezeu cunoștea pe cei ce se încred lui, și de acolo începe istoria biblică a Vechiului Testament în mod desăvârșit, cum am spune noi, sub harul ascultării de Dumnezeul care a dat poruncă. Pentru că până la Avram, omul a mai mers după ideea conștiinței, a mai mers și după ideea morală, după gândirea dintre bine și rău, dar de la Avram înainte poruncile au fost clare. De acolo înainte intră și ia rol în viața umanității și în istoria lumii credința. Și o să spuneți, dar de unde știi? Vă spun de unde știu. Avrame, ia pe fiul tău, du-te pe muntele Moria și adă-l jertfă. Avram își pune unicul său fiu. Trecem peste Epifanie, peste Sfânta Treimii, toate mamvri, nu mai stăm să le explicăm, le găsiți în Scriptură. Își pune fiul pe asin, pune lemnele, iar mergând pe drum un tată cu fiul său, ce vorbesc? Tată, lemne ai, dar oaia de jertfă, unde ți este? Și iată răspunsul unui tată care trebuia să-și taie pe unicul său fiu, preînchipuirea lui Hristos ca jertfă pentru mântuirea lumii. Va griji Dumnezeu de oaia jertfei sale. Vedeți ce înseamnă credința așa te încrede în Dumnezeu? Ce a gândit Avram? Dumnezeu mi-a spus că voi fi tata multor neamuri. E treaba lui ce face. Eu trebuie să-l ascult. Și acum cei ce gândesc vin și spun, dar dacă e un fanatism? Nu e un fanatism. Când crezi în Dumnezeu cu adevărat, Dumnezeu te luminează ce să alegi și ce nu. Credința ca act înseamnă trăire, credința ca act înseamnă simțire, credința ca act înseamnă implicare interioară. Deci nu putem să ne punem o etichetă, eu sunt credincios, steaua credinciosului, crucea credinciosului, insigna credinciosului, nu există așa ceva. Aceea nu se poartă. Credința este o pecete care, precum botezul, marchează sufletul. Și sufletul credincios nu se dezice de Dumnezeu niciodată. Așa s-au născut și martirii. Au murit pentru o cauză nevăzută, dar cunoscută. Pro Hristo Doamne. Pentru tine, Hristoase, așa spuneau când erau tăiați în Coliseumul de la Roma sau la Ierusalim. Avram, în momentul când ajunge pe munte, primește același lucru pe care Hristos îl va repeta de-a lungul Vechiului Testament de N ori. Ajunge, Avram, am văzut credința ta. Vedeți? N-a spus că ești gigolo, că ești mascul bine, că îmi place că ești războinic, că ești bogat, că ești puternic, că ești șmecher. Nu. Am văzut credința ta. Oprește-te! Vedeți ce taină se petrece aici? Ce va face Hristos când va îndrepta poporul ales în activitatea mesianică? Mare credința ta, femeie! Crezi tu că pot eu face aceasta? N-a murit, ci doarme. Doamne, știu că dacă ai fi fost aici, fratele nostru Lazar n-ar fi murit. Crede și va învia că cel ce crede în mine viu va fi. Iarăși îi spune slugii sutașului. N-am văzut atâta credință în Israel cât a văzut în Capernaum la sinagogă. Deci vedeți ce a venit Hristos să caute?
identic ca și tatăl său, elementele primordiale de cunoaștere a omului valoros spiritual. Credința. Dar ce fel de credință? O credință care maturizează, sufletește și dă roade. Nu credința celor cu ochii bulbucați de citit psaltirea. Nu credința celor cu stomacul lipit de spate de la post. Nu credința celor cu fustele până în pământ sau cu broboadele pe ochi și cu draci în inimă. Deci, fapta concretă a mântuirii. Mișcarea în spațiu Duhului Sfânt. Mișcarea în sfera de lucru al lui Dumnezeu. Asta a venit să vadă Dumnezeu. Și a văzut la Avram prima dată, de aceea și pomenește și își dă și o bucată de rai sânul lui Avram în fundurile iadului și raiul desfătării în cer, atunci când face raiul duhovnicesc. Deci vedeți până unde merge iubirea de oameni a lui Dumnezeu. O parte din rai să se cheme raiul desfătării sau raiul lui Avram. Și spune, de la Avram până la David sunt 14 neamuri. De la David până la strămutarea în Babilon, 14 neamuri. Și de la Babilon până la Hristos sunt 14 neamuri. Vrea să arate că Hristos nu este un impostor în istorie. Vine împotriva curentelor filozofice, vine împotriva curentelor gnostice, vine împotriva curentelor eretice, cei cu monofizismul, cei cu monotelismul, cu toate nebuniile lor, pe toți îi combate și le arată evanghelistul Luca că există un Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, cum au rânduit învățăturile de credință a simbolului Niceo Constantinopolitan. Despre Maica Domnului, pentru că este ultima parte a Evangheliei, este implicată și ea în Evanghelia de astăzi. O să vedeți în câteva cuvinte, dar eu mă opresc tot aici, că aici mă interesează. Va lămuri sinodul al treilea, atunci când Nestorie cade din învățătura lui bolnavă și Sfântul Chiril îl desfințează prin anatematismele lui. Dar nu asta ne interesează. Noi să ne întoarcem la taina nașterii. Cu tată din cer și mamă sub vrem. Cu neamuri în cer deasupra îngerilor și din femeie nefirească și nepământească pe pământ. O femeie care a întrecut toate femeile. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul pântecelui tău că ai născut pe Mântuitorul sufletelor noastre. O femeie care nu știe de poftă de bărbat și o mărturisește public. Cum îmi vestești mie aceasta când eu nu știu de dulceața de bărbat sau de pofta de nuntă? Și îngerul se scuză pentru o îndrăznire. Să vedeți eleganța și delicatețea sfințeniei în ce limbaj și în ce vocabular elevat vorbește. Mă spăimântez a strigație. Bucură-te, mireasă pururea fecioară. Nu știu cum să mă exprim. Poate am folosit cuvinte grele, spunând că Sfântul ce se va naște din tine, Fiul lui Dumnezeu se va chema. Deci, vedeți? Părutul sau în urechile Maicii Domnului, blasfemie sau insultă, să vorbești unei fecioare dăruite lui Dumnezeu, crescută în Sfânta Sfintelor, hrănită de înger, prevestită de profeți, văzută în duh de Zaharia, cel de la templu care o bagă în Sfânta Sfintelor, să-i vorbești de lucruri pământești și firești. Pe când unui copil de astăzi, fie el așa micuț și elegant și finuț cum este din naștere, inocent, sfios, rușinos, curat, timid, dacă îi spui o prostioară, o bagă în cap, fără să știe ce înseamnă, și o pervertește și o transmite. Deci îi se pătează mintea. Dar de data aceasta auzi ce spune Damaschinul. Minte heruvimicească și gândire serafimicească. Avea atâtea sclipiri de minte duhovnicești, fecioara din contemplațiile dumnezești, încât atât de puternic era focul rugăciunii, că precum
heruvimii ardea fiecare gând spurcat imediat, deci nici n-a apucat să se închipuie în minte, auzi, fecioară mai curată decât cerurile și mai curată decât strălucirile, mai înaltă decât cerurile și mai curată decât strălucirile soarelui. Iată cine era mama lui Dumnezeu. De aceea s-a pus această genealogie, ca să vedem de unde vine Hristos și unde merge Hristos. Și El o mărturisește singur despre El. Eu știu de unde vin și știu unde mă duc. Și dacă îl mai luăm și pe Ioil, sau Ioel, cum se spune în ebraică, vom găsi că Iisus, când a intrat la 12 ani în templu, un obicei al legii vechi de a citi legea, de a o primi și avea dreptul de a citi slove din Tora, cum se spune, din învățătura Pentateuhului, spune acolo, Domnul m-a trimis ca să vestesc și va turna din Duhul Lui peste fiii poporului acesta, peste bătrânii și peste tinerii. Deci iată că dacă ne ducem la tâlcuitorii exegeți, cum se spune în termenul acesta teologic, vom găsi că începând de la Hristos și de la intrarea Lui în templu, rolul bisericii se schimbă. Rolul bisericii nu este de a mai tăia berbeci, de a fierbe fripturi și de a topi untură pe jertfelnice. Nu mai are rolul de a împărți carne fiartă și de a se bate leviții și preoții de la ea sau negustorii de la templu cu cât să vândă capra, bou sau vițelul. Ci a intrat El singur în Sfânta Sfintelor, odată pentru totdeauna, nu cu sânge de țap, de bou și de vițel, ci cu însuși scump sângele Său, spălând odată pentru veșnicie toate păcatele lumii. Și iată că biserica, în momentul când s-a turnat Duhul Sfânt de la Dumnezeu, cum spune profetul Ioel, își împlinește rolul de izvor al Duhului Sfânt. Se botează bătrânii, se botează tinerii, se botează copiii, se botează adulții. Și faptele apostolilor ne arată. Ștefana cu toată casa lui, Corneliu cu toată casa lui. Și vin să ne arate că taina venirii Duhului Sfânt în lume nu-i condiționată de voința și cultura oamenilor, ci este condiționată și voită de voința Harului. Nu vine Hristos și spune, selectați copiii că n-au încă 10 ani și nu-i pot împărtăși. Nu vine Hristos și spune, nu botezați copiii că n-au minte și nu înțeleg botezul. Vine Hristos și spune, lăsați copiii să vină la mine ca lor împărăția lui Dumnezeu. Pe cel ce vine la mine nu-l voi da afară. Eu am venit ca toți să se mântuiască. Eu am venit ca toți să fie una. Eu am venit ca lumea să aibă și să aibă viață din belșug. Și mărturie ne stau. Ce? Mărturia celor care știu că Dumnezeu împarte harul după lucrarea Lui și nu după voința omului. De ce s-a vindecat fica Hananiencei? L-a văzut pe Hristos? Știa ceva despre El? Citise undeva? Mama auzise de un profet care în momentul când atinge bolnavii vindecă. S-a dus în fața lui și după o umilință cruntă, câinii nu mănâncă din fărmăturile de la, nu mănâncă pâinea fiilor. Vine un credincios la biserică și îi spui, n-ai postit, nu te împărtășesc, pune botul cât cupa la buldozer. Cum adică, părinte, vă permiteți? Dar eu vin de ani de zile la biserică, cum adică, nu mă cunoaște cine sunt eu? Nu. Această femeie se pleacă printr-o tăcere adâncă în fața lui Hristos, spune o rugăciune tăcândă ca lui Moise, atunci la Marea Roșie când trebuia să o dispice, încât Dumnezeu din ce striga, Moise, nu striga că te aud! Și ce îi spune? O vorbă care n-o cumpănea nimeni a crede că poate ieși din gura unui păgân. Doamne! Câinii mănâncă ce cade de pe masa stăpânilor lor.
Ce a spus Hristos? N-ai mirungerea și n-ai botezul? Nu. Biserica și-a făcut rolul. În clipa respectivă, dumnezeirea lui Hristos o cuprinde cu Duhul Sfânt, nu numai pe ea, ci toată familia ei. Mare credința ta să-ți fie ție cum voiești. Și pentru că credința era dreaptă și curată, cum însuși Hristos o mărturisește, fiică-sa s-a făcut sănătoasă și s-a vindecat fiica ei în ceasul acela. Ce spune sutașul când vine la templu, la sinagogă? Încercau iudeii să-i pună pilă. Doamne, ajută-l, Doamne, că e ține cu neamul nostru, ne-a făcut sinagogă. El nu i-a spus lui Hristos, eu sunt ctitor, sunt șmecher, am bani, fac ce vreau. Nu, s-a dus în fața lui Hristos smerit și a spus așa, Doamne, știi, eu am slugi, le poruncesc, să duc, vin, fac, merg, adă, du. Zii și tu cu cuvântul, că știu că poți treaba asta. Și spune Hristos, atâta credință nici în Israel n-am văzut. Și s-a sculat sluga de pe pat. Deci vedeți cum se transmite prelungirea Harului? Prin credință, nu prin intelectualitate. Copilul care stă în fașă la botez primește Duhul Sfânt prin două dorinți fierbinți. A preotului de a-l băga pe ușa clistelniței în biserica slavei lui Dumnezeu, a părinților de a-și vedea copilul creștin și a nașilor pe de o parte de a mărturisi că taina adevărată este. În baza 2-3 martori stă cuvântul Scripturii. Așa se mărturisește puterea credinței lui Hristos în lume, cum a spus Sfântul Ioan Botezătorul. Misiunea mea s-a terminat. Mie mi-este să mă micșorez și El va să crească. Deci, harul se întinde ca aluatul din pâine, până dă afară din lighean și cuprinde toată lumea. Așa este Duhul Sfânt, care bântuie pe tot pământul, unde găsește un strop de credință. Dar spre nefericirea noastră, găsește din ce în ce mai multă necredință. Ascultam și ieri un tembel, i s-a luat un interviu și l-a întrebat, ce vă doriți de la viață? Să fie România un stat laic și să nu mai meargă oamenii la biserică. Nu știu cu ce era preocupat. O fi fost de altă religie, treaba lui, sau ateu. Dar săracul îi se părea că România e prea duhovnicească. Adică avea ochii minții atât de deschiși, încât nu înțelegea că suntem putrezi de păcat și negri de neputință. Suntem putrezi pe dinăuntru și găunoși, cum spune învățătura Scripturii, dacă întunericul din voi este lumină, cu cât mai mult întunericul este întuneric. Deci și el, săracul, îi se părea că merge lumea prea mult la biserică. Deci ar trebui să facem distinția, aici vreau să rămân și să închei, între Crăciun și nașterea lui Hristos. Nașterea lui Hristos este nașterea noastră în biserică, nașterea noastră în Evanghelie, nașterea noastră în potir, nașterea noastră în proscomidie, nașterea noastră în panehidă, nașterea noastră în cimitir și nașterea noastră în rai. Asta e învierea lui Hristos. Asta e nașterea lui Hristos. De aceea a venit în lume. Ca noi să avem o direcție exactă, din indicator în indicator, pe cale până la întâlnirea cu Tatăl. Eu știu de unde vin și știu unde mă duc. Și nimeni nu poate merge la Tatăl de nu-L va trage Fiul. Și nimeni nu cunoaște pe Tatăl de nu-I va descoperi Fiul. Și Fiul descoperă cui voiește. Auzi ce spune Ioan? Și iarăși spune în Evanghelie, eu sunt ușa Tatălui, eu sunt ușa oilor. Deci iată de ce se naște Hristos în este, ca să ne aducă nouă aminte când tușiți se rău. Să ne aducă nouă aminte că n-a venit în lume ca să tăiem porcul și să cumpărăm cozonac, ci a venit în lume să ne arate o cale mai scurtă în scara către cer. Tradițiile au treaba lor, prietenie, omenie, vorbă bună,
voioșie, pace, liniște, armonie, că așa cântă îngerii din cer. Slavă întru cei de sus și pe pământ pace întru oameni bunăvoire. Adică să lase ura, cum spune Isaia, să rupă lanțul răutății, lanțul nedreptății, dușmăniile, să nu oprești plata slugii, să hrănești pe cel flământ. Asta e postul care îl voiesc. Deci a trecut, s-a terminat. Acum vine bucuria. Dar această bucurie nu trebuie să fie numai cu miros de șorici. Această bucurie nu trebuie să fie numai cu miros de colac și de pâine. Această bucurie cuprinde în ea două mari elemente. Tradiție creștină și vine câte unul și spune, hai, Părinte, mai scutește-mă cu tradițiile dumitale. Ba chiar nu vreau să te scutesc deloc. La început a fost cuvântul. De n-ar fi vorbit Dumnezeu, n-ar fi avut ce scrie apostolii. De n-ar fi vorbit Dumnezeu, nu s-ar fi născut colindul. Colindul este izvorul Evangheliei creștine. Colindul este izvorul arătării lui Dumnezeu în lume, pentru că oamenii au cântat și au povestit în colind de ceea ce au văzut. N-au vorbit altceva. N-ai să vezi un colind care combate pe Hristos, ci care vorbește de Hristos. Pentru că așa spunea Petru, bărbați, frați, nu vă mirați, nu suntem beți, e în amiaza zilei, nu suntem plini de mustul beției, vă mărturisim ceea ce am văzut și am auzit. Așa a început viața în biserica creștină și s-au convertit în prima zi ca la 3.000 și a doua zi ca la 5.000. Și aceleași colinde, aceleași cântări frumoase, puse pe note, pe voci, pe tradiții, pe obiceiuri, pe tot ce vreți voi, pe zone, pentru că nu toate colindele sunt la fel, sunt mii și mii de colinde, cum și cuvintele Evangheliei sunt mii și interpretările sunt mii și explicațiile sunt mii și revelațiile sunt mii. Și ele vin să aducă, de data aceasta, nu în mod anamnetic, v-am mai spus, nu e o comemorare, ci o trăire a lui Hristos de față, astăzi. Acum jumătate de oră, Hristos s-a născut în această biserică și voi cu bilețelele alea în mână așteptați ca să-L primiți, sunteți magii care aduceți. Tămâia ați lăsat-o în cadelniță, lumânarea ați lăsat-o la altar, prescura ați lăsat-o la altar, smirna și tămâia, rugăciunii. Iar acum primiți pe Hristos întreg și vă închinați Lui ca unui împărat și domn, dar în același timp ca și mâncare. Luați, mâncați, acesta-i trupul meu care se frânge pentru voi spre iertarea păcatelor. Deci iată cu ce scop îl mâncăm. Îl mâncăm ca în această clipă când ajungem în fața Lui să nu mai avem pată, întinăciune, zbârcitură, cum spune Apostolul Pavel în Apostol. Așa e de mare taina aceasta în biserică, această euharistie care are o dimensiune, ăștia îi spun teologii, cosmică. Dumnezeu nu-i cosmic, dragă, e fără de margine. Că dacă ar sta Dumnezeu în cosmos, ar fi rus sau Yuri Gagarin. El este deasupra cerurilor cerurilor. Apa cea mai presus de ceruri, nevăzut, necuprins, nemărginit, nepipăit. Ați înțeles? Deci ăsta e Dumnezeu. Deci liturgia n-are dimensiune. Liturgia este veșnică. Îngroapă în ea greșeala lui Adam în proscomidie și dezgroapă din ea trupul de viață făcător al lui Hristos care ni se dă nouă să-L mâncăm. Credința cea adevărată, Duhul cel ceresc, nedespărțitei Sfintei Treimi închinându-ne că aceasta ne-a mântuit pe noi. Așa a văzut-o magii, împărat, învățător și profet, cum spune acolo. Deci l-a văzut în toate chipurile, nu numai prunc, l-a văzut în dimensiunea dumnezeiască. De aceea magii au și avut permisiunea de la înger, dacă vreți să vedeți ce înseamnă credința și iarăși un act de justă credință, persani fiind, și știți ce obiceiuri au păgânii, poate era musulmani sau arabi sau altă nație privind credința lor ca persoane fizice, dar în momentul când văd pe Hristos, se convertesc și în clipa aceea îngerul, pentru dragostea lor de a
și credința curată cu care au venit ca cititori în stele să ia contact cu Dumnezeu, le spune, nu vă luați după vulpea de Irod, vrea să piardă viața pruncului, întoarceți-vă pe altă parte în țara voastră, nu vă faceți părtași mărșăviei lui. Și spune că magii fiind, Evanghelia spune, magii fiind vestiți de înger, pe o altă cale s-au dus în țara lor. Și Irod s-a mâniat văzându-se amăgit și atunci de mânie a început să taie prunci. Deci nu sunt lucruri întâmplătoare. Nașterea lui Hristos nu este un act morbid sau un act de venerare a unui lucru care s-a terminat și hai să ne mai aducem aminte ca la onomastică că pe 15 august e ziua mea și beau și mănânc. N-are nicio treabă. Onomastica are dimensiune pământească, iar sărbătoarea lui Hristos are dimensiune dumnezeiască. Ea continuă de 2000 de ani să vibreze în cer și pe pământ, dar urmează imagine după imagine, cum vedem în biserică, urmează duh după duh, că duhul suflă unde voiește și când este nevoie, din nou se reactualizează, dar ea se reactualizează zilnic în noi și în Biserica Slavei lui Dumnezeu. Nașterea în fiecare dimineață și învierea în fiecare prânz când se face picleza liturghiei. Deci asta e nașterea lui Hristos. Și aici mai sunt două idei și am terminat. După ce dă toată genealogia aceasta și simte nevoie evanghelistul să se expună cine e Hristos, v-am spus tocmai pentru a putea contracara bârfele. Și voi nu faceți astăzi? Uite că asta am scăpat și n-am apucat să închei, ține de subiect. Este un om, cum să cade? Cine o fi el? El sau ea? N-are nume. Și tu auzi, te mănâncă dracu, invidiei, pisma. Și începi. Oh. Stai să spun eu cine. A avut o bunică curvă. Tatăl a fost un hoț. Bunicul a fost un securist. Ei, băi, cât de bine le știi tu pe toate. Și despre Hristos s-a spus la fel. Ei, nu s-a rușinat evanghelistul când a trecut neamurile lui Iisus Hristos să treacă în genealogie și oameni vrednici cu însemnătate în Sfânta Scriptură și oameni mai puțin nevrednici, dar tot cu însemnătate în Sfânta Scriptură. Erau os și sânge din linia genealogică. Și ce dacă mama e curvă, e treaba ta? M-a născut pe mine. Vrând nevrând nu mă pot rușina de sângele ei, de carnea ei și de laptele ei. Și ce dacă bunica mea era bețivă? Nu mă pot lepăda de sângele ei și de carnea ei și de oasele ei pe care le moștenesc prin genă, prin divizarea ADN-ul. Care-i treaba? Lui Hristos nu i-a fost rușine cu aceasta. De-aia o găsim aici trecută pe la desfrânate, deci pe la femei, găsim și femeile care au fost cu privite în Vechiul Testament, oarecum cu ochi pismași, ca să spunem așa. Pentru că vorbim de Rut, vorbim de Tamara, vorbim de... Nu mai mi-aduc aminte exact din genealogie, nu mă întorc, o citiți acasă, Matei, capitolul 1 până la 25. Dar, în final, evanghelistul, după ce termină, deci după ce termină de înșirui toate, spune, nașterea lui Hristos așa a fost. Deci nu ne dă un tablou deviat și un tablou interpretat și un tablou documentat cu analize medicale, cu dimensiunea scaunului de naștere, cu numărul de bisturiuri și cantitatea de rivanol sau betadină folosită. Nu, ne spune așa, Maria fiind logodită cu Iosif, fără să fie ei înainte împreună, ceea ce mărturisește Maica Domnului, cum învestești de nuntă dacă nu știu de bărbat, s-a aflat având în pântece de la Duhul Sfânt. Scurt! Cine vrea mai multe explicații, poate să-i dea telefonul lui Dumnezeu să întrebe cum și de ce. Despre aceasta se spune că rămâne taina cea din veac ascunsă și de îngeri neștiută. Părintele Galerion, jertfă și răscumpărare, spune două lucruri fundamentale. Întruparea lui Hristos nu-i rodul căderii adamice, întruparea lui Hristos nu-i rodul căderii firii omenești, întruparea lui Hristos este rodul dragostei divine față de creația sa, omul care a ajuns ca dobitoacele fără de minte.
Dacă omul ar fi rămas înger și n-ar fi căzut, Dumnezeu oricum avea loc întruparea, nu știm modul, că nu suntem îngeri să știm ce gândește Dumnezeu. Restul sunt teologumene, filozofii și bâlbe teologice. Mai departe, Iosif, drept fiind, n-a vrut să o vădească. Deci când a văzut că e însărcinată, l-a luat spaima. Mă, dar cum am luat eu o fecioară logodită din templu, curată, cu toiag odrăslit, cu semne și minuni și ea poartă în pântece. Și iată ce înseamnă din nou credința și curățenia înainte lui Dumnezeu. Dar cugetând de el acestea în sine, îngerul grăiește către dânsul. Iosife, nu te teme, a luat pe Maria, că ce-a zămislit întrânsa e de la Duhul Sfânt. Mai vreți voi explicație? Vorba înaltului Antonie Plămădeală. Faceți-mă Dumnezeu să vă pot explica de ce a scris așa. Asta era vorba dânsului când cineva punea întrebări mai presus de gândirea teologică. De ce? Pentru că profesorul Remete scrie o carte, Teologia Tăcerii, și în care arată așa. În legătură. Nu sunt graiuri nici cuvinte, nu pricep curată nici îngerii, nici oamenii, ce în tine s-a săvârșit, maică și fecioară, nu mai știu textul, așa, dar în același timp, în momentul când vorbești și în momentul când discuți despre Dumnezeu, cu fiecare frază dai frâu teologiei, dai frâu revelației, dai frâu Duhului Sfânt și te adâncești tot mai mult în dumnezeire și vorba profesorului la seminar, când ajungi la cunoaștere mai presus de cunoaștere, deja nu mai ești om. Noi rămânem la cunoașterea din literă, pentru că cea din Duh ne-o descoperă Dumnezeu când o merităm și când o trăim pe deplin. Ea va naște un fiu și se va chema Iisus, că cel va mântui poporul său de păcatele lor. Iată rolul lui Iisus, deci n-a venit să pască boboce. Acestea toate s-au împlinit, cum zice Domnul, prin prorocul. Fecioara va lua în pântece, va naște fiu și va chema numele Emanuel. Asta te trimite direct la Isaia, parcă e capitolul 7 sau 14. Deșteptându-se din somn Iosif, a făcut pe cum i-a poruncit îngerul și a luat pe logodnica sa la sine, în ocrotire. Maxim Mărturisitorul ne explică de ce s-a întâmplat acest fenomen. Diavolul, care știa prorociile Vechiului Testament, căuta să ne norocească fecioarele, să le pângărească, să le strice, să le spurce. Văzând-o logodită pe fecioara Maria cu Iosif, nu era bănuiala diavolului, care și el e prost și limitat, să nu credeți că e vreun filozof, nu, nici la nivelul lui Platon n-a ajuns, sau măcar Socrate și Aristotel, e un imbecil. Mereu se pune cu Dumnezeu în furcă și mereu pierde războiul, pentru că Dumnezeu ne-a spus și de greșiți de 70 de ori câte 7 într-o zi și vă căiți, iertați-vă între voi și păcatele voastre să se șteargă. Pentru orice părere de rău, Dumnezeu trimite o picătură de Duh Sfânt. Nu există păcat pe fața pământului care să-l faci să nu se ierte decât atunci când greșești împotriva Duhului Sfânt, că atunci ești demon tu și nu se iartă. Și fără să o fi cunoscut pe ea, Iosif, Maria a născut pe fiul său cel unul născut, care i-a pus numele Iisus. Și cu asta se încheie Evanghelia de astăzi. Ce înseamnă fără să o fi cunoscut pe ea? Înseamnă că după ce a născut, a cunoscut-o? Da, a cunoscut-o, dar cum a cunoscut-o? Și a cunoscut-o pe ea după ce l-a născut pe cel unul născut. Adică, naștere fără de sămânță, cântări de înger, cer răsunând de cântări, păstori colindând, magi venind de la răsărit și toate semnele minunii și arătării lui Dumnezeu, a venirii Fiului lui Dumnezeu în lume. Și a dat seama că este în fața celei mai mari minuni a umanității. Deci așa înseamnă că a cunoscut-o și nici de cum în închipuirea omului bolnav, pătimaș, rațional, bolând, pofticios, nesătul de pofta sângelui și a cărnii, care crede că Fecioara Maria, după ce naște pe fiul cel unul născut și trece prin trupul ei ca prin oglindă, cheile fecioriei rămânând veșnic fecioară înainte, naștere și după naștere, mai se ducea la Iosif să-i spună, știi, nu mai facem un copil? Asta e tâmpenia sectarilor bătuți în cap și la tâmplă, care nu înțeleg textul Sfintei Scripturi, vin și le tâlcuiesc după mintea lor și săracii, nu-i păcat acum că nu înțeleg ei Scriptura, dar le mai tâlcuiesc și altora, spre a lor pierzare și a celora care îi ascultă pe ei, pentru că spune în Paraclisul Maicii Domnului,
Mute să fie buzele păgânilor ce nu se închină, cinstite icoane zugrăvite de Sfântul Apostol și Evanghelist Luca, ceea ce se cheamă povățuitoare. Cum este una ca aceasta, Luca 1 cu 25, cum este una ca aceasta să vină la mine Maica Domnului meu, că mi-a făcut mie mărire cel puternic, că iată de acum mă vor ferici toate neamurile și Sfânt este în numele Lui în veac și în veacul veacului. Asta e icoana care a zăgrăvit-o Luca. Nu vă așteptați, vedeți o bucată de scândură făcută cu blat și cu culoare. Sunt cuvintele divine insuflate de Duhul Sfânt care dau Maicii Domnului statutul de mamă, împărăteasă, doamnă, mireasă și stăpână a lumii. Hristos s-a născut.